șincai. Te-a ridicat străbună șincai din neamul nostru românesc, asemenea unui stejar pe pământul strămoșesc. Ai fost o rază de lumină, trecutul tu l-ai luminat. Aprins ai locul ce a fost stins, istoria tu ai despicat. Ai scris pagini de istorie și lumii întregi ai arătat. Viața de atunci amare din ardealul neîndurerat. În acest an de pe vremuri, țăranii își duceau amarul și în mijlocul lor trăit o Gheorghe Șincai cărturarul. În elegia lui spunea, la școală în Săbet am umblat și apoi în satul părintesc. Școala primară am continuat. Din satul lui la Târgu Mureș, înscris la colegiul reformat, unde apoi 2 ani temeinic latina și maghiara a studiat. A vrut să învețe și germana și la Bistrița a plecat. Pentru știință și cultură mult timp a învățat. 4 ani a stat la Cluj și a învățat un seminar, de nimeni n-a fost întrecut marele nostru cărturar. Din Blaj la Roma a fost trimis, unde nu pleca oricine, dar și acolo Gheorghe Șinca a învățat foarte bine. 5 ani de zile a stat acolo și a învățat neobosit filozofia, teologia, scrine, contenit. Totdeauna în timpul liber el cerceta neobosit renumite biblioteci și adevărul l-a găsit. Despre trecutul acestui neam ce stă de straj în Calvaz, din farnica gintă latină, nepoții ai marilor împărați. Că deci mai a fost rămoși, trai cel drept ne-a fost părinte, iar Dacia, pământ străbun, a noastră e cu dreptul sfânt. Din Roma când s-a întors acasă, prin Viena și în care a venit, și acolo tot pentru învățătură, încă un an a poposit. Și în Viena a continuat ca și în Roma, date să culeagă. Despre trecutul nații sale care i-a fost atât de drag. După 6 ani de studiu s-a întors marele învățat, cu un material valoros pentru cronica lui adunat. Din munca, știința și scrisul acestui fiu al neamului, sute de școli s-au deschis în tot cuprinsul ardealului. A scris multe cărți de știință și pentru școlile de atunci, din care să învețe carte a țăranilor dragi prunci. Dar mai presus de toate i-a fost cronica măreață, pentru care a muncit întreaga sa viață. Șincai a fost un luceafă, ce trecut a luminat, apostol al neamului și a avut mult de îndurat. Bob, episcopul de atunci, pe Șincai l-a dușmănit, fiindcă n-a vrut să-l asculte, din slujba a fost destituit. Dar postul de inspector pe întreaga viață l-a pierdut și pe nedrevi a fost luată toată averea ce a avut. Umilit în fața lumii, a fost marele învățat. Și la aiut fără vină a fost el îndemnițat. Dar vitrega stăpânire l-a găsit nevinovat și marele cărturar cu greu a fost eliberat. De atunci pentru istoric o viață grea a început, tăcind de-a lungul țării de munci n-a mai găsit. Doar câte o perioadă scurtă, câte o slujbă mai primea și așa primeșind prin țară i-a trecut viața sa. În timpul vieții sale, prietenii l-au ajutat, i-a tipărit cărți de știință ce regimul a lăsat. Dar opera lui de evaluare, la care o viață a zis, nu a putut-o tipări și nici nu i-a fost permis. La conții vazi din țara, câțiva ani și a stat, administrator de moșie și pe copiii lui a învățat. N-avea timp decât doar noaptea, câte puțin să studieze istoria daco-romană pe alocuri să cerceteze. Din nou a plecat cărturarul, mâna de un singur gând, cronica să-și tipărească undeva cât mai curând. Dar disperarea i-a fost mare când cronica i-a dispărut. Magnații au zis, de foc e bună, Șincai e bun de spânzurat. N-a disperat niciodată, în a vieții luptă grea, dar acum, de data asta, n-am mai putut rezista. Iar a plecat cronicarul, la prietenul lui de altă dată, dar nu la slagă ca întâlnit, ci într-o comună îndepărtată. La Sinea frumoasă localitate, istoricul s-a stabilit, departe de a lui țară scumpă de locurile ce l-a iubit. Acolo și-a petrecut viața ultimii ani ce a trăit. Nimeni n-a știut de dinsul. Nici atunci când a murit. Departe își doarme somnul, în Sinea sat slovac, la cap fără de cruce, istoricul din Ardeal. E mult de când a dispărut, dar a rămas niște arsă rază din alte vremuri de demult, care și astăzi luminează. A fost martirul unui neam, ce a fost mult nedreptățit, dar acum la două viacuri unde ajuns de prețuit. Acest pios ar se aduce în satul tinereții tale, de către oameni de bine, din bronz și piatră e lucrat, cu multă măiestrie, altobus se așezat în fața școlii pe o sfântă temelie. În fața ta ne adunăm, cei din sat și din afară, să te cinstim cu mult drag, mărite cărturar. În adunat pe cea culturii, a venit să te cinstească, în satul care ai crescut și a avut viață frumoasă. Mare cinste ți se acordă prin prezența dumnealor, căci ai fost un om de știință și ai luptat pentru copii. Sunt clipe de neuitat și azi din plină le trăim. Celor ce ne onorează din suflet le mulțumim.